Put us in the car, in the front, in the boat, out in the car, key, cause I'm initiator. Put us in the car, in the front, in the boat, out in the car, key, cause I'm initiator. Energia și perseverența îl caracterizează pe Grigore Grăițer, un moldovean care știe cum să înveselească pe americanii care vin în special la cluburile de noapte din Chicago. Pasiunea sa pentru DJ l-a determinat să găsească locul cel mai potrivit în industria divertismentului, destul de apreciată în SUA. El spune că America l-a schimbat și a devenit a doua sa casă, unde se simte în largul său. Când te simți liber, te simți în largul tău, poți să te ocupi cu ceea ce vrei tu. Nu ai bariere care te pune în ungher și, mă rog, îți închide calea de a te dezvolta personal. Unor oameni, de exemplu, li se pare complicat chestiile care le faci tu și pot să nu te înțeleagă corect. Aici e mult mai ușor să te exprimi. Lucrul acesta care îl fac eu e mult mai binevenit, de exemplu, pentru americani. Felul de a te expune, de a comunica cu ei. Viața nocturnă devine tot mai actuală pentru tinerii care doresc să se relaxeze într-un mediu plin de muzică, dans și distracție. Acest stil de viață nu l-a lăsat indiferent încă din perioada de studenție din Moldova, când a activat în mai multe cluburi de noapte, dar cele din SUA le preferă totuși mai mult. În Statele Unite ale Americii mă ocup cu DJing-ul, adică cluburile de noapte, viața de noapte, tot ce ține legat de viața nocturnă. Ador faptul acesta încă din Chișinău, pentru că de la o vârstă adolescentă am început chestia asta și personal n-am crezut în viața mea că voi ajunge să promovez ceea ce promovez și aici, pe pământul american. A da lumii pozitiv, vis, e cel mai important pentru mine, la moment. Cluburile de noapte americane, după părerea lui Greg, sunt mult mai speciale, iar americanii, chiar dacă servesc alcool, nu devin agresivi. De multe ori, viața nocturnă devine un refugiu după o săptămână complicată de muncă, iar regulile de a se prezenta cu o ținută selectă sunt destul de stricte. De exemplu, ei sunt mult mai raționali și mult mai cumpătați la minte și la suflet și în interior și în exterior. Ei se duc acolo să se relaxeze, ei nu sunt agresivi, chiar și dacă servesc, sunt în stare de ebrietate. De exemplu, când te duci în cluburile din downtown, din centru Chicago-ului, oamenii sunt foarte cumpătați, sunt foarte solizi și știu să se mențină, adică știu să-și țină cumpătul, să-și țină firea sub control. Cel mai curios este că clubul de noapte unde activează Greg, Stereo Nightclub, s-a organizat și Ziua Limbii Române, unde comunitatea de moldoveni din Chicago a avut marea ocazie să serbeze zilele independenței Republicii Moldova. Am organizat în Stereo Nightclub Moldovan Independence Day, adică și totodată și Ziua Limbii Române. Prejur la 300 de persoane doar moldoveni din Chicago. Au venit, ne-am distrat, a fost bine, a fost fain, muzică națională, remixuri, Carlos Dreams. Fiind departe de casă, de multe ori te apucă dorul. Toți cunosc chestia asta. Ne stăruim ca să dăm toate emoțiile care le-am simțit cândva atunci pe Plaiul Natal, să le redăm și aici, moldovenilor, transmițându-le totodată un mesaj că nu sunteți singuri. Aspirațiile tânărului moldovean nu se opresc aici. Împreună cu colegii săi își propun ca în fiecare an să consolideze comunitatea de moldoveni în jurul zilelor culturale. Vara precedentă, spre exemplu, au organizat pentru prima dată un camping, unde moldovenii au făcut sport și s-au distrat la un concert în aer liber. Totodată am organizat și un Eurocamp. A fost un camping, un open air, s-a petrecut în Yorkville. Au fost mulți americani, moldoveni, ruși, ucraineni, au fost... Dar acolo au fost mai mult un fel de muzică est-europeană, adică tot așa, aceleași motive le-am avut. Și faptul că le-a plăcut ne dă de înțeles că trebuie să continuăm. Ideea era și este că să aducem comunitățile europene, adică mai aproape de casă, aici la noi, inclusiv oferindu-le cei ce ei s-ar simți bine în pielea lor, adică vinindu-se la event. A fost un camping pe 3 zile organizat, cu show, 70 de DJ, pe care au venit din Washington, New York, din Chicago. Am avut DJ lituaneni, care au fost inclusiv americani. Aici cum v-ați cunoscut? Cum? Sau v-ați
Vă cunoșteați încă din Moldova? Poate că și ne cunoșteam din Moldova, dar nu știam că aici o să fim mai aproape. Organizarea evenimentelor presupune multă dăruire, dedicare și responsabilitate, crede Petru Duca, un alt moldovean stabilit cu traiul în Chicago. Împreună fac o echipă ideală pentru a-i aduce pe cei mai populari cântăreți și artiști, de fapt, asta și reprezintă. Mulți deja au venit aici, dar încă au rămas cu mentalitatea de acasă. E un pic mai greu ca să încerci să le aduci la nivelul pe care este aici. Lucru cu artiștii e un lucru ca cum te caracteriza pe tine ca persoană, responsabilitate, acțiunile pe care le faci. Greg vrea să-și construiască cariera de DJ în Los Angeles, deși are o bună experiență în New York și în alte orașe populare din SUA. Și asta nu este tot. Are planuri să revină peste un timp și acasă. Vreau foarte mult să fiu DJ și în Los Angeles, pentru că am fost DJ în New York, cum sunt DJ în Chicago. Și am ca atare o ambiție, pot să-i spun așa, că vreau să fiu DJ și în Los Angeles și mă voi dezvolta aici. În Moldova, când mă voi întoarce, promit că voi face un open air special pentru moldoveni, special pentru publicul moldovenesc, aducând din comunitatea americană o bucățică de americanism și acolo. Vom da tot ce este mai puternic din noi, vom da totul la maxim, da. Tinerii moldoveni se remarcă peste hotare datorită energiei pe care o emană în timpul show-urilor, evenimentelor, toate fiind conduse de dorința de a rămâne unici prin talentele care au unde să le demonstreze în fiecare zi. În SUA au învățat că orice e posibil. Dacă muncești, chiar și cele mai nebune vise pot deveni realitate.